cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, de la început, ca să nu vă ținem în așteptare, vreau să vă spun că vom avea câteva subiecte astăzi. Primul subiect, adică principalul subiect la începutul emisiunii va fi legat de noutățile, apropo de echipa de fotbal Ciahlău, pentru că el se leagă și de al doilea subiect, de ce s-a întâmplat în Consiliul Local vis-a-vis de acest fenomen fotbalistic acum la noi în Neamț, după care vom discuta și alte lucruri. Până atunci însă vom avea și o rubrică de bârfe frumoasă astăzi. Până atunci însă să vă spun că a apărut numărul 583 al Mesagerului de Neamț și sincer chiar este un număr interesant. Avem în primul rând două reportaje. Oamenii de la Mesagerul merg pe teren și scriu ceea ce văd pe teren. De exemplu, unul dintre reporteri a plecat pe Ciahlău și a făcut un traseu povestind ce a văzut pe traseul respectiv, inclusiv un mic incident lingvistic cu niște oameni care vorbeau aceeași limbă cu UDMR-ul. Unul dintre ei a căzut și în momentul acela a scos o înjurătură neaușă românească. Semn că pentru unguri, exprimarea liberă în limba română pornește de la înjurături de cele mai multe ori. Un alt reporter a făcut un drum cu trenul de la Piatra Neamță la Bacău, după care s-a întors cu un autobuz, întâmplări haioase, inclusiv cu un șofer care venea pe cursa, nu mai știu de unde, de la Galați, cred că spre Piatra Neamț cu un microbuz, și care, în ciuda tuturor insistențelor pasagerilor, a refuzat să dea bilete pentru banii pe care i-a primit. Deliciile transportului în comun se cheamă gări și autogări posomărâte, nași și șoferi plictisiți. În Mesagerul veți găsi și un portret al unei fete absolut deosebite, șefa de promoție de la școala gimnazială din Vaduri, o fată senzațională, dar vom avea și o anchetă cum au ajuns pe piață peste 72.000 de euro măsluiți și alte asemenea titluri. Pe ultima pagină, un material despre evenimentul săptămânii trecute, CSM Ciahlău Piatra Neamț a promovat în Liga a doua, cu declarații ale domnului Anton Măzărianu din partea patronului, finanțatorului echipei, din partea domnului Cristi Pustai ca antrenor. Pentru că am promis, vom avea foarte curând o legătură telefonică cu domnul Măzărianu, care are, sper, amabilitatea să ne spună ce noutăți sunt în acest moment la echipă, dacă reușesc eu să tastez în timpul emisiunii. Să sperăm că reușim să facem legătura rapid. Bună dimineața! Bună dimineața! La cafea! Bună dimineața la cafea, domnul Măzăreanu. Valentin Bălănescu de la Mesagerul de Neamț, cafeaua de dimineață. V-am apelat pentru că în emisiune am ajuns în momentul în care am prezentat evenimentul săptămânii trecute, promovarea echipei Ciahlău, și acum, cu voia dumneavoastră, fără voia dumneavoastră, eu vă întreb care sunt noutățile în acest moment vis-a-vis de programul de pregătire, vis-a-vis de alte lucruri pe care le puteți spune și cum vedeți în acest moment pregătirile pentru sezonul viitor? În primul și în primul rând, bună dimineața dumneavoastră, celor ce mă ascultă, vă privesc și așa mai departe.
Noi am făcut deja un plan, am schițat un plan de organizare, să zic așa, pentru perioada următoare. Vom relua antrenamentele începând cu data de 26. Ne vom reuni pe 26. Pe data de 3-4 vom organiza un cantonament în țară, nu departe de Piatra Neamț, posibil la Brașov. Și bineînțeles ne vom pregăti pentru a începe campionatul pe 5 august, pentru că deja este o diferență față de cum eram noi obișnuiți să începem la sfârșitul lunii august în Liga a 3-a. Acum trebuie să ne conformăm celor stabilite pentru Liga a 2-a. Întărim lotul destul de bine. Sper să reușim în aducerea unui număr de 7-8 jucători noi, cu o experiență Liga 1 și Liga 2. Vom întări și stafful echipei Ceahlău, vom aduce un director general care se va ocupa de tot ce înseamnă parte tehnică și un președinte cu o mare experiență, o vastă experiență în Liga 1. Când vă referiți la director general și parte tehnică, nu vă referiți la partea de antrenorat, stafful? Nu. Da. În clubul nostru noi trebuie să dezvoltăm clubul, trebuie să avem și grupe de copii, grupe de juniori, mai multe decât am avut acum, conform normelor de licențiere. Suntem în curs de obținerea licenței pentru Liga a doua, s-au depus toate documentele, mai avem ceva observații pe care trebuie să le rezolvăm. Am ajuns la zi și un lucru important cu datoriile la ANAF, pentru că altfel nu puteam să ne licențiem și așa mai departe. Deci, practic, noi în toată perioada aceasta, într-o săptămână cât s-a scurs, am avut foarte mult de lucru, așa cum spuneam, bucuria a trecut, greu de acum începe. Așa este. Spuneți-mi un pic, în momentul acesta, pentru a obține licența în Liga a doua, eu știu că se plătesc niște sume, nu? Parcă este o chestie de achitat acolo, pe lângă condițiile. Sunt niște sume, na, asta este. Greu de acum începe, le rezolvăm, nu asta este problema. Important este să ne organizăm noi suficient de bine astfel cât să facem o impresie în Liga a doua, să ne obișnuim cu Liga a doua, să căpătăm experiență, că poate na, în 2-3 ani de zile poate să și asta zic, să vă obișnuiți, dar să nu vă obișnuiți să rămâneți foarte mult acolo, să uitați în sus, nu în jos. Știți? Păi asta v-am și spus, undeva în 2 ani poate exact. Spuneți-mi un pic, semnale aveți de oameni care să vină alături de dumneavoastră, de oameni și autorități, autorități și oameni, mă rog. În ordinea pe care o doriți noastră. Ca și oameni de afaceri din Piatra Neamț, nu. Deocamdată, ca și autorități, doar promisiuni. Deci doar promisiuni deocamdată. Una din promisiuni, mă rog, dacă putem vorbi despre o sumă acolo, ieri s-a aprobat suma aceea de 100.000 de lei. Cred că sunteți conștiente, 100.000 de lei, la cine trebuie nouă este egal. Nu cred că va ajunge să acoperiți cheltuielile pentru licențiere acum. Nu cred, nu știu care. Cred că cel mai bine ar fi ca primăria să vă repartizeze acea sumă la celelalte sporturi, că probabil le va face mai bine. Bun, acum cum să vă spun, ea e votată, asta e, mă rog. Dar eu sper, asta o sper eu, nu știu dumneavoastră dacă ați purtat vreo discuție, ca la începutul campionatului să puteți măcar beneficia de partea de recuperare de la stadion și, nu știu dacă se poate atât de repede, și de partea de cazare. Pentru noi că chiar astăzi sau mâine vom pune public pe site-ul nostru cam ce doleanțe și ce cerințe avem noi de la primăria Piatra Neamț, cea primărie care administrează stadionul, referitor la vestiarele mari, la baza de recuperare și la spațiile de cazare. Vom pune oficial și public pe site pentru a putea primi un răspuns la fel de oficial. Că așa, știți cum e, promisiuni pentru a, cu rezolvarea acestor probleme am avut de vreo 2 ani de zile și nici acum nu s-au rezolvat. Eu cred că de data asta, partea aceasta, cel puțin, că există și o presiune a opiniei publice și trebuie să fie, nu știu,
să nu fiu un primar sau un consiliu local în căutare de voturi ca să nu rezolve această problemă care stă în puterea consiliului local. Acum nu discut de sumele acordate de bani, dar asta stă chiar în puterea consiliului local și se poate rezolva. Clar, cu certitudine. Deci asta este o chestie care nu văd. În schimb, există o altă problemă care trebuie rezolvată, problema pistei de atletism. Eu am înțeles că încep lucrările și nu cred că s-a luat în calcul, campionatul va începe mai devreme. Eu l-am sunat personal pe domnul primar și am comunicat data exactă când se începe campionatul și mi-a confirmat că are promisiunea de la executant că pe data de 5, când va fi prima zi, bine că noi putem depinde cum o să fim... Puteți juca în deplasare, da. Deci deplasare. Dar să luăm ca referință data de 5, mi-a promis clar că până pe data de 5 lucrările se vor finaliza. Acum știți cum este, că ori mai fi ceva retușul de făcut, nu este... Aia nu e o problemă. Să nu fie echipamente, da. Să nu fie spațiu, da, de joc, să fie liber și așa mai departe. Da, acum să știți că asta depinde în primul rând de executant. După ce a primit liber să lucreze, de acolo depinde de executant, bine, și primăria poate să stea pe capul lor. Ar fi frumos să avem și o pistă nouă, am înțeles că va fi o pistă cu o cromatică deosebită. Eu aș pune în culorile ceahlăului, dacă ar fi după mine, dar mă rog, nu-i treaba mea. Are și galben, deci se poate folosi, nu? Da. Bun. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla, așteptăm noutățile cu nume la nivelul directorului tehnic și al președintelui, pentru că e important să fie alături de echipă oameni care au experiență în domeniu. Întotdeauna există niște subterane în zona aceasta pe care nu toată lumea le pricepe și trebuie să știi să te folosești sau să te aperi când e cazul. Domnul, vă rog. Referitor la mediul de afaceri, pe data de 28 vom organiza o întâlnire, o să primească toți oamenii de afaceri din neamț invitație, o vom organiza la Hotelul Central în vederea discuțiilor cu privire la această temă. Este organizată exclusiv de Clubul Ceahlău și invitați vor fi numai oameni de afaceri. Vom vedea acolo ce o să iasă. Deci pe data de 28 ora 5 la Hotelul Central. Este o inițiativă interesantă, eu n-am mai auzit până acum lucrul ăsta. E o inițiativă interesantă pentru că ați putea, dau și eu o sugestie, să prezentați oamenilor de afaceri și care sunt avantajele, inclusiv fiscale. Că sunt și avantaje fiscale la un moment dat, dacă, bineînțeles, veți avea pe cineva care să vină să prezinte lucrurile astea. Și nu mai vorbim de imagine, nu mai vorbim de implicarea în comunitate. Ar fi deosebit de interesant să vedem că vin măcar 10-15 firme, nu neapărat cu sume extraordinare, dar adunat să-ți permită să ai o siguranță pentru campionatul care va veni. Puteți să-mi spuneți un buget preconizat așa pentru rămânerea în Liga a doua pe care l-ați calculat? Pentru rămânerea în Liga a doua avem un buget aproximativ de 1,8 milioane de euro. Înseamnă că n-am greșit foarte mult. Am fost întrebat ieri de o autoritate locală cam care este bugetul pentru Liga a doua. Eu am spus 1.600.000 de euro. Dar înseamnă că n-am greșit foarte mult. Iar pentru a forța promovarea undeva la 2,5 milioane. Eu am spus 2,2, da, așa este, 2,5 milioane. Băi, mulțumesc, dacă mai aveți vreo noutate, dacă nu, abia aștept să ne vedem cu președintele și directorul tehnic pe care îl aduceți într-o emisiune. Cu mare drag. Vă mulțumesc, numai bine, sănătate și, la revedere, mult succes. Mulțumim. Aici ați auzit care sunt noutățile la echipa de fotbal. Noutatea principală este că va fi adus un președinte de club cu experiență în Liga 1 și un director tehnic care se va ocupa nu de partea de, ținând de echipa mare, unde acolo este Cristi Pustai și staful său, ci de toate aspectele care țin de club, echipele de juniori, de tineret,
etc. E încet, încet o organizare de club profesionist, așa cum ar trebui să fie, ca să poată să meargă mai departe. Bugetul pentru rămânere 1,8, bugetul pentru promovare 2,5 milioane de euro. Acum, apropo de bani, ieri a avut loc o ședință de Consiliu Local, în care, la un moment dat, încerc și eu să ajung la respectiva ședință, la un moment dat s-a pus problema finanțării sporturilor. A fost un proiect de hotărâre prin care trebuia votat câți bani se dau la sporturile din Piatra Neamț, la echipele din Piatra Neamț și asociații de sportive din Piatra Neamț, de la bugetul local pe acele finanțări nerambursabile. A fost interesant momentul pentru că viceprimarul Alin Lehăduș a anunțat cumva că el va vota împotrivă, deoarece este nemulțumit de alocarea bugetară făcută. Primarul i-a replicat, de fapt, că dumneata ești pe zona aceasta, te ocupi de zona aceasta, trebuia să ai o strategie. De aici un schimb de cuvinte. Ideea care este? Ideea e că la un moment dat primarul i-a spus viceprimarului: aveți încă încrederea mea, sper să votați această hotărâre pentru că faceți parte din executiv. În momentul votului, Lehăduș a votat împotrivă, de unde putem deduce că a pierdut încrederea primarului Carabelea. S-a votat proiectul, discuția a început de la un material publicat în Mesagerul zilele trecute, în care material spuneam că această problemă a finanțării sportului în Piatra Neamț a fost tratată cu cinism de către primăria Piatra Neamț, care a căutat să mulțumească pe toată lumea, nu să împartă un tort, ci a împărțit o prăjitură foarte, foarte, foarte mică în multe bucățele mici. Lucru care, practic, putem spune că a nemulțumit aproape pe toată lumea. Din punctul ăsta de vedere, Lehăduș are dreptate. Din punctul de vedere al viceprimarului inclus într-o alianță și cu responsabilități pe domeniul respectiv, nu știu dacă poziția lui este cea mai fericită, pentru că au votat pentru proiect cei de la PMP. PMP-ul care, prin vocea lui Gavrilescu, Bogdan Gavrilescu, fost viceprimar, a criticat atitudinea lui Lehăduș, spunând: domne, hai să votăm acum și până să ne întâlnim să discutăm subiectul ăsta. Corect ar fi fost să întâlnească toți înainte să discute subiectul, înainte de a se face această sesiune de finanțări, pentru că este absolut inexplicabil cum s-au putut da niște bani la o competiție care durează două zile, se dau aproape 70.000 de lei, și două echipe de handbal care joacă în divizia A, acolo sunt alte scări valorice acum, dar sunt două echipe care au primit o sumă egală cu acea competiție. Un club de dans primește mai mulți bani sau aproape la fel de mulți bani, cu clubul de fotbal Ceahlău, care n-a îndrăznit să ceară mai mult de 200 și ceva de mii de lei, cunoscând situația financiară a primăriei, primește 100 de mii, iar acest club cere și el 260 și ceva de mii de lei și primește vreo 70. Nu există, din punctul meu de vedere, niște criterii foarte clare prin care se împart acești bani. Apare și o sumă
ridicolă de 4.900 de lei. Atât au cerut cei de la clubul, cred că clubul Ceahlău, pentru participarea la nu știu ce competiție acolo. E ridicol să cer suma asta și tu care ai primit proiectul, bine, funcționărește, ai acordat suma respectivă. Dar cineva ar fi trebuit să pună mâna pe un telefon să întrebe, băi, oameni buni, cum, ce faceți voi cu 4.900 de lei? A, că plătim nu știu ce transfer. Domne, îți bați joc ca autoritate de un asemenea lucru, iar ăla care n-a făcut proiectul, poate, că atât a zis el de bun simț, bă, atât, hai să nu cerem mai mult, și el ar fi fost bine să se sfătuiască înainte. Deci, este un haloimăs în împărțirea acestor bani. Hai să mulțumim pe toată lumea și să-i mulțumim și pe cei care sunt alături de noi. Chestia aceea cu tare ca piatra, cu finanțarea, e ca nu ca în perete, pentru că știm de ce s-au acordat acești bani. Nu este normal să nu ai o strategie clară pentru finanțarea sportului. Ori ieși în față și spui, noi, Consiliul Local și Primăria, finanțăm doar sportul de masă, creăm condiții pentru dezvoltarea sportului profesionist, da? Și te duci acolo și îți asumi lucrul ăsta, sau spui, domne, noi nu putem finanța decât un singur sport sau maxim două, în rest ne ducem pe sportul de masă. Facem competiții școlare, facem așa. Dar să te risipești cu 300-450 de mii în toate sporturile, cum spunea domnul Măzărean, mai bine ia banii aia 100 de mii și îi dă la alte sporturi care au nevoie, să-ți bați joc de profesorul Dan Gavril, o somitate în domeniul voleiului, recunoscut pe plan național și internațional, care a adus competiții majore în Piatra Neamț. A fost ieri meci internațional, intermediat într-un fel de domnia sa. Vine omul și spune, vreau să facem, avem posibilități, avem tineri, putem să facem o echipă, să revenim, și tu îi arunci o sumă minusculă cu care nu se poate plăti nici licențierea și să iei tricouri. Nu este clar, nu este explicabil și ar trebui o discuție foarte serioasă pe această problemă. Mai departe, ce să spunem? Pornind de aici, apar implicații. Să vedeți cum pot apărea implicații în viața politică locală. Aproape sigur, după acest vot, relațiile dintre Andrei Carabelea și Alin Lehăduș vor fi, ambasadele vor fi închise total, nu cum erau până acum, deschise doar pe anumite discuții punctuale. Iar dacă sâmbătă congresul care are loc, sau mă rog, ce fac USR-ul pe la București, va statuta o colaborare mult mai strânsă între USR și PMP, probabil că vom avea discuții despre o nouă majoritate la Piatra Neamț, ceea ce ar însemna și schimbarea viceprimarului Lehăduș cu un personaj de la PMP, cel mai probabil Bogdan Gavrilescu. PMP-ul are 4 consilieri, Pro-România, de unde este Lehăduș, are 2, dar să nu uităm că Pro-România în această alianță este datorită lui, nu din cauza, este datorită lui Liviu Harbuz, la vremea aceea președinte al Pro-România, care avea așa o, și are probabil o legătură specială cu Ionel Arsene, în sensul că sunt ca doi magneți din aceia care sunt puși invers și se resping. Dacă se întâmplă acest lucru, noua majoritate ar avea, cum să spun, posibilități mai mari la vot în Consiliul Local. Poate fi de bine, poate fi de rău. Noi doar constatăm ce se întâmplă. Va fi oricum o perioadă interesantă din punct de vedere politic local,
în scurt timp. V-am promis și o rubrică de bârfe. Astăzi e în Mesagerul de astăzi și o să vă citesc, nu știu dacă toate bârfele, dar măcar una. La bursa bârfelor din primării, una se detașează cu siguranță. Este vorba de un viceprimar îndrăgostit de locul său de muncă atât de tare, încât ar face orice ca să se simtă și acasă ca la primărie. Așa că se pregătește cu mare atenție. De exemplu, mulțumit de paverele care se pun în localitatea el, a luat câteva și acasă, să nu le uite forma, să le poată aprecia calitățile în timp. Ca să fie sigur că ele sunt bine instalate, a luat și câțiva muncitori care se ocupă cu astea, pe aceleași criterii, să vadă dacă fac o treabă bună. Și se pare că fac, măcar în curtea viceprimarului respectiv. Exemplele pot continua, dar domnul viceprimar este un tip extrem de tipicar, verifică inclusiv programul unităților școlare, în sensul că mașina de la primărie merge la final și la început de program să vadă dacă se deschide și se închide școala. Bine, că în mașină e și un nepot, este cu tot o altă problemă. Personajul e tipicar până la exasperare, el vrea ca și acasă să miroase ca și în primărie, așa că din când în când, lunar, ia materiale de curățenie să vadă dacă sunt bune și pot fi folosite fără vreun pericol. Mai avem și alte bârfe legate de sedii de partid. Nu insistăm, vă lăsăm pe dumneavoastră să le căutați, să le citiți. Eu vă spun doar atât că sunt delicioase. Viața de partid în provincie este senzațională. Unii caută bani, alții caută chei ca să intre sau să iasă din partid. Una peste alta, trăim vremuri interesante. În paranteză fie spus, astăzi uitați-vă că Maria de la guvern își schimbă pălăria, nu mai este o cașchetă, ci este probabil un fel de bască muncitorească de la Buzău și, pe tot vorbim de Buzău, programul de guvernare al domnului Ciolacu e plin de covrigi, aia cu gaură în mijloc. Ne oprim aici, vă dorim cele bune, să fiți iubiți, aveți grijă de dumneavoastră, pentru că nimeni nu are. Ieri, la audierea domnului Rafila, i s-a pus o întrebare de către un coleg de partid ce e cu programul de prevenire a cancerului și erau niște domni acolo, deputați, care purtau pancarde în care i se amintea domnului ministru despre acest program. Care e adevărul, nu știm, știm doar atât că în fiecare zi mor de cancer oameni care puteau fi tratați și salvați. Ne oprim aici, vă dorim o zi nemaipomenită. Numai bine, pe mâine dimineață, o emisiune interesantă, vă spun de pe acum, și surprinzătoare.